formării care sunt participanți la această emisiune au nevoie de telefoanele dumneavoastră. Am lângă mine o vedetă care vine de departe. De unde vii tu? Eu vin din Gurareul, județul Sibiu. Din județul Sibiu. Tu ești Traian Stoiță, da? Am auzit despre tine că ești foarte, foarte talentat, e adevărat? Da. Ce înseamnă să ai talent? Ce crezi tu că înseamnă talentul? Adică ceva? La orice copil. Adică îi place să cânte, așa? Îi place să facă... Să spună... Da, să spună povești, da. Nu? Snoave, am auzit că tu știi o grămadă de povești și de snoave, da? Da. Așa, câte ani ai tu? 7 ani. Fix, 7 ani, da? Mergi la școală? Nu, numai în toamnă merg. Numai în toamnă. Până în toamnă tu ar trebui să ne cânti în spectacolul nostru o melodie pe care știu că o iubești foarte tare, dar vreau să te întreb, știi pe cine ai aici în piept? Pe cine porți tu aici în piept? Cine este Avram Iancu? Este un luptător. Un luptător? Este un transfer? Da. Da, am fost și acasă la el. Ai fost la el acasă și el ce ți-a spus când ai fost la el acasă? N-am fost de mult. Da. Era... Bine, Traian, aș vrea... Ce melodie vrei să ne cânti? Pe sub vârful pătrului. Sigur, aplauze pentru Traian Stoiță! Aplauze pentru Traian Stoiță! Spune-mi, te rog, Traian, tu cânti la un instrument? Da, fac vioară. Da? Și acum mi-am cumpărat un pian, nici nu mi l-am acordat încă. Na, bine. Și... deocamdată vreau să nu... fac și pian. Vrei să cânti și la pian. Spune-mi, te rog, de la cine ai învățat tu să cânti? De la domnul Stelian Stoica din Orlat. Și cine e domnul Stelian Stoica? Profesorul meu de muzică. Și ce vrei să-i transmiți acum că te vede la televizor? Hai, spune ceva așa să se bucure. Că-i salut. Salut, domnule profesor. Să fii fericit că ai așa un elev.